Ministerul Agriculturii din Filipine intenționează să importe 22.000 de tone de ceapă pentru a asigura aprovizionarea pieței interne. Explozia prețurilor la acest ingredient de gătit, care este posibil să fie atins cel mai ridicat preț din lume, a dus inflația la maximul ultimilor 14 ani. Propunerea privind importurile a fost formulată la o reuniune a unui comitet de experți și va fi supusă aprobării președintelui Ferdinand Marcos, a declarat duminică secretarul său Rex Estoperez. Pe lângă funcția de președinte, Marcos este și ministru al agriculturii. Achizițiile de pe piața externă ar fi o soluție bună timp de o lună pentru a reduce prețurile. Nu putem să nu facem nimic pentru că unul dintre factorii care stimulează inflația este prețul la ceapă, a spus Estoperez. Acesta a subliniat însă că importurile vor fi doar o soluție temporară și că, pentru moment, nu există planuri care să vizeze alte importuri. Țara din sud-estul Asiei consumă aproximativ 17.000 de tone de ceapă pe lună, iar Ministerul Agriculturii de la Manila se așteaptă ca, după aprobare, importurile să ajungă cel mai târziu în prima săptămână din februarie. Adăugat Rex Estoperez. Pe piața din Filipine, un kilogram de ceapă roșie se vinde și cu 650 de pesos, adică 11,68 de dolari, în timp ce ceapa albă se vinde și cu 600 de pesos kilogramul, fiind de 3 ori mai scumpă decât carnea de pui și cu aproximativ 25% peste prețul unui kilogram de carne de vită, conform tarifelor cu amănuntul la produsele alimentare, monitorizate de Ministerul Agriculturii la data de 5 ianuarie, scrie Ager Press. Ceapa este un ingredient important în bucătăria filipineză, alături de usturoi. Explozia prețurilor a afectat consumatorii, în special în perioada cheia sărbătorilor de sfârșit de an, când au loc multe reuniuni în familie, astfel că numeroase persoane s-au plâns pe rețelele sociale de explozia prețurilor, relatează Digi24.ro.